Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi suntem la cea de-a 17-a ediție a analiților economici. Un proiect comun IRIS Viitor privesc eu. Ne puteți urmări și puteți viziona celelalte ediții, fie pe pagina privesc eu, fie pe pagina IRIS Viitor sau pe pagina mea ioniță.md. În dreapta apăsați pe analize economice, acolo puteți urmări toate celelalte ediții. Astăzi vreau să vorbim despre creditarea netă a companiilor de către sectorul bancar. După mine este un subiect destul de interesant, dar până atunci vreau să amintesc că săptămâna viitoare avem 30 de ani de la independență. Din acest motiv vom pregăti o ediție mai specială unde voi încerca, în măsura posibilităților, să fac o comparație de cum este Moldova în prezent față de 30 de ani în urmă. Avem și lucruri rele, avem și lucruri bune, vom spune și lucruri negative care s-au trecut, dar și cele pozitive. De aceea sper că săptămâna viitoare va fi ceva pe de o parte interesant, pe de altă parte util. Iar astăzi, haideți să ne întoarcem înapoi la subiectul nostru, creditarea netă de către bănci, sectorul real al economiei. Ce înseamnă creditarea netă, cui trebuiește el și cine ajută? Dacă sincer, este un indicator simplu, dar destul de interesant, deoarece îți permite să pui o diagnoză a situației din economie și în special a sectorului real. Este ca termometru. Nu îți dă pe deplin boala care are un om, dar atunci când se arată 38-39 temperatura, cu certitudine ceva e rău. Creditarea netă este un indicator sintetic care se formează din doi indicatori. Ne imaginăm că sectorul bancar oferă credite companiilor comerciale. Însă, totodată, companiile, alte unele companii sau tot acele care primesc credite, au și depozite în bănci. Creditarea netă nu este altceva decât volumul de credite acordate de bănci companiilor minus depozitele care companiile țin în bănci. Pentru ce avem nevoie de acest indicator? Deoarece datorită lui putem să ne dăm seama cam care este viața economică, cât de vie este activitatea economică, cât de bine economia se dezvoltă, crește, este în ascensiune sau descensiune, trece pentru o criză, deoarece creditarea netă nu îți arată altceva decât în ce măsură companiile comerciale din Republica Moldova apelează la bănci pentru a-și atrage resurse financiare pentru dezvoltare sau pentru cheltuielile curente. Vreau să vă spun, ca să fie mai clar de ce vorbim, atunci când o companie ia credite, să uităm că altă ține depozite în bănci. Pentru că nu interesează o anumită companie, dar veți vedea ceva mai târziu că acest indicator în principiu îți permite să vezi, și în special în anii care a trecut, îți permite să vezi profunzimea crizei prin care am trecut noi și care sper că totuși acum a luat sfârșit. Haideți să ne uităm atent la primul grafic. Dacă observați atent, creditarea netă a sectorului real sau a economiei Republicii Moldova în 2020 a atins minimul istoric. Deci, în mod normal, volumul de credite care au fost acordate de către bănci, credite curate sau credite nete, a fost de doar 520 de milioane de lei. Veți rămâne șocați. Cum adică așa? Da, volumul de credite anul trecut era 29,4 miliarde de lei. Deci companiile au luat 29,4 miliarde de lei. Dar totodată, aproape 29 de miliarde de lei banii companiilor care le aveau țineau depozit în bănci. Deci, în realitate, anumite companii au luat credite, iar în același timp, alte companii tot din Republica Moldova, neavând pentru ce sau neavând o soluție de utilizare a banilor lor, îi țineau morți în bănci aproape 29 de miliarde de lei. În realitate, volumul total de credite nete date de bănci sectorului real al economiei a fost de doar 520 de milioane de lei. Restul nu era altceva decât băncile au luat bani de la o companie și au dat la altă. Deci e interesant acest fenomen, deoarece el într-adevăr îți descrie criza prin care a trecut țara. Dacă vă uitați atent în graficul care îl vedeți în spatele dumneavoastră, așa ceva nu a fost niciodată. Noi am avut în 99 volumul de credite nete a scăzut până la 580 de milioane de lei. Apropo, mai mult decât a fost în 2020. Deci criza din 98-99 ne-a afectat, a afectat economia, dar foarte rapid s-a revenit. Iar acum, dacă vă uitați atent, practic, noi am atins maximul de creditare netă a sectorului real a economiei decât sectorul bancar în 2012, când el a ajuns la 19 miliarde de lei. După aceasta am avut o stagnare, iar din 2014 noi asistăm la o prăbușire
care s-a temperat în 2018-2019, iar în 2020 am ajuns la fundul gropii. În acest an, partea bună este că avem un proces destul de rapid de recuperare. Mai târziu vom vorbi despre ce vorbim. În prezent, creditarea netă a sectorului real a economiei a atins 1,9 miliarde de lei. Este de 3 ori mai mult decât anul trecut, plus 1,4 miliarde de lei. Și până la sfârșitul anului, cred că noi mai creștem cel puțin cu 1,5 miliarde sau chiar 2 miliarde de lei. În felul acesta, în 2-3 ani de zile, noi vom recupera. Deci, practic, putem constata creditarea netă a sectorului real a economiei ne arată că economia Republicii Moldova a trecut printr-o criză profundă începând cu anul 2014 până în 2020 și doar în 2021 noi avem primele semne reale că economia începe să recupereze. Dar vedeți, 2 miliarde de lei față de 18 miliarde de lei creditarea netă, mai avem foarte mult. Haideți să vedem din ce e format această creditare netă. Încă o dată, repet, creditarea netă nu este altceva decât volumul de credite care au fost date de bănci companiilor din Republica Moldova minus depozitele care alte companii le dețin în bănci. Altfel spus, pe noi ne interesează care este necesitatea de finanțare a companiilor din partea sectorului bancar. Dacă vă uitați la următorul grafic care îl vedeți, linia de sus arată volumul de credite luate de către companii în bănci. Linia de jos arată depozitele pe care companiile le dețin în bănci. Scădind din prima a doua, obținem de fapt creditare netă. Dacă observați, în anul 2013 a fost atins maxima istorică în volumul de credite din sectorul bancar oferit companiilor, a atins cifra de 37,3 miliarde lei. Am avut o cifră mai mare în luna octombrie 2014 și am exclus-o din această ecuație, din simplu motiv că după aceasta, în 2014, s-a început o tendință clară de criză. Totodată, în acea perioadă, a fost și volumul depozitelor în bănci, adică a companiilor, a atins 20 de miliarde de lei. După aceasta, a urmat 2 ani de zile, când depozitele companiilor din bănci au scăzut, dar și volumul de credite a scăzut. Eram exact în perioada începutul crizei 2014-2015 și companiile, banii care aveau în bănci, i-au sustras deoarece aveau nevoie pentru cheltuieli curente și vedem că 5 miliarde de lei pe care companiile țineau în bănci le-au scos. După aceasta urmează o perioadă foarte interesantă, 2015-2020. Atunci când sunt întrebat, nu doar eu, dar fiecare economist, cred că este întrebat, din ce cauză companiile nu iau credite, din ce cauză băncile nu dau credite. Aud deseori foarte multe exemple. Băncile sunt foarte rigide, băncile nu vor să acorde credite, băncile sunt foarte exigente. Vreau să vă spun că este adevărat, dar nu tocmai. Înainte de a vă uita la portofoliul de credite pe care le-au luat companiile din sectorul bancar, aș vrea să vă uitați atent la portofoliul de depozite. Deci companiile noastre din 2015 până în 2020 s-au majorat cu 14 miliarde de lei depozitele în bănci. Deci dacă în 2015 companiile din Republica Moldova dețineau în bănci 15 miliarde de lei, în 2020 această sumă a crescut până la 28,9 sau 29 de miliarde de lei. Explicația este unul simplu. Despre ce credite vorbim noi, dar companiile din Republica Moldova nu au soluții pentru banii lor. Deci criza prin care ne-am confruntat noi, prin care a trecut economia noastră, de fapt a inhibat, a oprit orice activitate economică și investițională și companiile nu că nu apelează la credite pentru a desfășura o activitate. Ei banii lor nu-i cheltuie, ei banii lor nu știu ce să fac cu ei și îi țin în bănci. Deci de aceea am spus că acest indicator creditarea netă este foarte importantă. Deci la noi creditarea netă este atât de micuță? Din ce cauză ea s-a prăbușit atât de tare? Dacă vă uitați, creditarea netă a scăzut cu 18 miliarde de lei, la 18,8 miliarde până la 500 de milioane de lei. Deci 18 miliarde de lei e prăbușirea. Și veți vedea că această prăbușire nu este legată de reducerea portofoliului de credite, care și
el a scăzut. Dar cel mai mult este dictată de faptul că companiile își țineau bani în bănci. De fapt, companiile nu atât de tare și-au redus creditele luate de la bănci, cât companiile nu știu într-adevăr în ce să investească. Companiile nu au soluții investiționale și banii lor ei țin în bănci. Aici s-a întâmplat toată drama. Deci întrebarea care trebuie să ne-o punem noi nu este de ce băncile nu creditează sectorul real al economiei. Întrebarea trebuie să ne-o punem noi de ce companiile nu se creditează din resursele lor. De ce companiile preferă să țină banii în bănci decât să investească. Încă o dată repet, în 5 ani de zile, volumul de bani pe care companiile nu investesc, dar au decis să-i țină practic bani morți în sistemul bancar, a crescut cu 14 miliarde lei. Asta este întrebarea care trebuie să ne-o punem. Ce s-a întâmplat în economia noastră dacă oamenii nu vor să investească? Și în 2021 avem prima înviorare. Și de fapt este legată de faptul că pe de o parte a crescut portofoliul de credite, dar fiți atenți, portofoliul de credite a crescut, dar nu aceasta este motivul de bază. În sfârșit, pentru prima dată, nu avem o creștere a depozitelor în sistemul bancar. Dacă vă uita, din partea agenților economici, dacă vă uitați atent, portofoliul de credite a început să crească din 2018. Deci, noi volumul minim de credite oferite economiei de către sectorul bancar l-am atins în 2018 și era 25,5 miliarde lei. După aceasta am înregistrat în fiecare an o creștere, însă paradoxul este că volumul de credite creștea, dar banii, iar depunderile companiilor în bănci creștea mai repede. Deci, pe de o parte, unele companii luau bani pentru credite, pe de altă parte, alte companii n-aveau ce face cu banii lor. Și dacă noi am spune că, uite-te, asta este șmecheria când te uiți numai la partea de credite și nu te uiți la creditarea netă. Când te uiți din 2018, uitați-vă, la noi s-a început înviorarea portofoliului de credit, companiile au început să iei credite. Stați, oleacă. Da, unii au început să iei credite. Dar uitați-vă ce fac ceilalți. Deci, pier total situația, chiar dacă creștea portofoliul de credite 2019, 2018, 2019, 2020, chiar dacă portofoliul de credite a crescut cu 4 miliarde de lei, însă depozitele au crescut și mai mult. Deci dacă portofoliul de credite a crescut cu 4 miliarde de lei, depozitele au crescut cu 7 miliarde de lei. Deci, pe de o parte, unii au luat credit 4 miliarde de lei, pe de altă parte, alții nu au avut ce face cu 7 miliarde de lei. Și situația pe ansamblu s-a continuat să înrăutățească și în 2018, și în 2019, și în 2020. Aceasta, din acest motiv am hotărât astăzi vorbim despre creditarea netă, că el îți arată un tablou cu mult mai dinamic, cu mult mai autocuprinzător decât un simplu volum de credite luate de companii. După aceasta, în sfârșit, în anul 2021, asistăm la un proces care sper o chestie din lungă durată. Sper că, în sfârșit, noi avem, pe de o parte, o creștere a portofoliului de credite, avem o cerință de credite din partea companiilor din Republica Moldova, pe de altă parte, companiile deja nu mai pun bani în bănci, nu mai stochează bani în bănci, dar încep să-i utilizeze pentru scopurile proprii. Și din acest motiv noi avem în acest an, după 7 ani de zile de scădere a creditării nete, avem primul an când la noi volumul de credite nete din economie oferit de sectorul bancar a înregistrat în jumătate de an o creștere de 1 miliard și 400 de milioane, până la sfârșitul anului cred că sperăm și credem creșterea va fi de cel puțin 3,5 miliarde de lei. Deci aceasta era ce vreau să spun. Evident, fiindcă am trecut acest indicator, creditarea netă, nu aș vrea să trec cu vederea încă două elemente importante care cred că ne va deschide tabloul mai clar totuși ce s-a întâmplat în ultimii ani. Aș vrea să vă uitați la top 10 ramuri pe care le-a creditat sectorul real, sectorul bancar în ultimii 5 ani de zile. Am luat octombrie 2014, atunci când volumul de credit oferit de către bănci a atins apogeul 48 de miliarde de lei, și am luat iunie 2021, când volumul de credit iarăși a atins apogeul de 50 de miliarde de lei. Deci vedem că situația este aproximativ la fel, erau 48 de miliarde, atunci acum este 50 de miliarde cu o creștere de 2 miliarde. Dar situația este aceeași, dar e complet altfel. Deci, pe din afară, tablou este la fel, dar în interior sunt niște schimbări structurale majore și lucrul acesta cred că ne răspunde la întrebarea ce se întâmplă în economia noastră
prin această perioadă lungă de criză care a trecut și ce va fi în viitor apropiat. În partea stângă, sau când din partea dumneavoastră, deci în partea, de fapt, cred că tot stângă, octombrie 2014, observați top la 10 ramuri unde s-a dat credite. Dacă observați atent, practic exista o ramură, campion, comerțul, care avea 20 de miliarde de lei, restul ramurilor ale economiei reale, de fapt, erau de 5, 6, 7 ori mai micuți. Nu exista nici o ramură competitivă comparabil cu comerțul. Practic, toată activitatea de creditare a băncilor era orientată comerț, iar restul deja erau de câteva ori mai puțin. Vedeți, parcă tata și copiii, deci există unul mare și restul sunt micuți. În 2021 avem 50 de miliarde de lei, dar tabloul este dramatic diferit. Dacă vă uitați în prezent, avem practic 3 domenii prioritare care au practic același volum de credite. În total, ele însumează 60% din toate creditele oferite de către bănci. În principiu, băncile acum avem un portofoliu cu mult mai diversificat, dar dacă vă uitați atent, ce a crescut la noi? Procurarea și construcția de imobil. Deci, practic, creditele ipotecare sau ceea ce a mișcat în ultimul timp piața, această ramură a sărit de pe locul 8, care era în 2014, a sărit pe locul 2, și până la sfârșitul anului, cel mai probabil că ramura de credit ipotecare sau creditarea ramurii construcțiilor va ajunge pe locul întâi. Plus 7 miliarde de lei. Dacă în 2014 erau 2,3 miliarde de lei, acum a ajuns la 9,3 miliarde de lei, ușor trecem de 10 miliarde de lei și cred că mergem mai departe. A doilea ramură este creditul de consum. Deci care s-a ridicat pe locul 4, pe locul 3, însă cu o creștere de 6 miliarde de lei, de la 2,9 miliarde de lei la 8,9 miliarde de lei. Și trei, unica ramură productivă este agricultura, care a sărit de pe locul 6 pe locul 4 și cu o creștere de 1,3 miliarde de lei. Dacă vă uitați atent în ambele grafice, veți observa un lucru. Tot ce s-a întâmplat în această perioadă este că ramura comerțului a pierdut de importanța sa. Însă toată activitatea care s-a întâmplat în ultimii ani este datorată creșterii interesului față de persoanele fizice. Deoarece poziția a doua care o ține persoanele fizice, procurarea de construcție de imobil, este credit pentru persoanele fizice, și poziția a treia, creditele de consum, sunt tot pentru persoanele fizice. De fapt, tabloul care s-a schimbat în ultimii ani de zile nici nu ține de agenții economici, ține de populație. Și de fapt, ce s-a întâmplat dacă înainte companiile sau băncile preferau să crediteze companiile și companiile vindeau marfă la consumatori, în prezent băncile vrea să lucreze cu consumatorul. Dacă vrea cineva, dacă o companie vrea să vândă un bun, un televizor, el nu mai merge la bancă să ia credit ca să procure televizor și să-l vândă, el îi spune consumatorului, te duci tu la bancă, iai tu creditul și de fapt acum băncile nu finanțează afacerea, dar finanțează consumul. Dacă înainte se deau credite pentru companiile de construcție și compania de construcție mergea la bancă, lua credit, construia o casă și după aceasta o vindea, acum se întâmplă situația invers. Compania de construcții spune consumatorul, te-ai dus la bancă, ai luat un credit, deci banca finanțează economia nu direct, dar prin intermediul consumatorului. Eu nu vreau să spun că lucrul acesta este rău, nu vreau să spun că lucrul acesta este bun, dar cu certitudine este altfel. Și încă două elemente foarte importante, cred că care a marcat tot ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani în Republica Moldova. Uitați-vă, rog, atent la structura portofoliului de credite în dependență de valuta în care a fost acordată. Dacă vă uitați atent, în 2015-2016, volumul de credit care erau acordate erau relativ egale în lei și valută străină. Da, leul domina, leul ținea 50 ceva la sută, însă, începând cu 2018, când la noi a început să crească creditarea, în special la sectorul real al economiei, noi asistăm la un proces, eu l-aș numi fără precedent în istoria noastră, când portofoliul de credite oferit în valută străină a rămas practic neschimbat în ultimii 6 ani de zile, iar tot ce crește, deci toată activitatea de creditare a sistemului nostru bancar se întâmplă din contul valutei noastre naționale. De ce este acest lucru? Din simplu motiv că Banca Națională întreprinde toate măsurile pentru a încuraja băncile să acumuleze bani în valută națională și să ofere credit în valută națională, deoarece dobânda a scăzut, deoarece calitatea portofoliului de credit s-a îmbunătățit și respectiv pierderile băncilor comerciale la creditele proaste este mici și a fost posibil să scadă dobânda și din acest motiv. De aceea noi în prezent asistăm la un fenomen, l-aș numi destul de important,
când în Republica Moldova portofoliul de credite crește exclusiv din contul creditelor valută națională. În prezent, 7 din 10 lei care sunt dați credit sunt dați sub formă de valută națională. 72% din toate creditele oferite sunt oferite în valută națională și această tendință este creșteri. Până la sfârșitul anului, cred că ajungem la 75% și poate în viitor chiar vom avea și mai mult. Și ultimul, structura depozitelor companiilor comerciale în bănci. Din ce am spus, am explicat foarte clar că la noi, pe de o parte, băncile au credite, companiile au credite, pe de altă parte, depun bani în bănci. Dacă vă uitați atent, în toată perioada la noi, de fapt, depozitele companiilor în bănci au fost în proporție de 60% în valută națională, în lei moldovenești, în valută străină 40%, cu o singură excepție, 2014-2015. Și aici este atenție. De ce s-a întâmplat atunci, în perioada de criză? În perioada când în țară se întâmplă incertitudini, agenții economici sunt primii care fug de la valuta națională, de la valuta națională la valuta străină. Care ar fi concluzia? Concluzia este în felul următor. Acest indicator, creditarea netă a economiei de către bănci, după mine este un indicator destul de interesant, deoarece îți permite să vezi un tablou cu mult mai clar ce se întâmplă. 7 ani de zile acest indicator a scăzut în 2020, a ajuns la limita istorică, doar 520 de milioane de lei toate creditele. Și această scădere nu a fost condiționată atâta de neluarea de credite de către companii. Companiile au luat credite, cât a fost condiționată de faptul că agenții economici nu știau ce să fac cu banii lor. Deci starea economică este atât de proastă, a fost, vreau să spun că a fost atât de proastă, că agenții economici nu că nu luau credite, ei banii lor îi țineau morți în bancă. Deci asta a fost de fapt drama prin care am trecut noi. Problema noastră nu a fost în rigiditatea sistemului bancar care nu dădea credite. Problema noastră a fost în imposibilitatea agenților economici să dezvolte proiecte investiționale și la noi s-au răutățit acest indicator creditarea netă, în special datorită depozitelor mari. Deci agenții economici nu știau ce să fac cu banii lor. Iar îmbunătățirea din 2021 are loc nu atâta din motivul că crește portofoliul de credite, dar el crește deja al treilea an la rând, cât din faptul că noi pentru prima dată asistăm la un proces când agenții economici încep să utilizeze banii lor și nu-i mai depozitează în bănci. Asta a fost pe astăzi, sper că a fost interesantă această analiză și ne vedem data viitoare unde vom trece în revistă cele mai importante 10 lucruri care s-au întâmplat în 30 de ani de independență Republicii Moldova. Vă mulțumesc și nu uitați să ne urmăriți pe pagina Privescu, Idiți Viitor sau pagina mea Ionita.md.